Ghidul solicitantului pentru intervenția DR30, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, a fost publicat și se află în consultare publică pentru o perioadă de 30 de zile. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se derulează prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și aduce agricultorilor români care au vârsta maximă de 40 de ani un sprijin nerambursabil de 70.000 de euro până în 2027. Plata ajutorului din fonduri europene se efectuează în două tranșe, 75% din sumă, la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea planului de afaceri. Instalarea tinerilor fermieri va rămâne până în 2027 una dintre măsurile care vin în ajutorul fermierilor tineri care se instalează pentru prima dată ca șef de exploatații. Scopul intervenției este atragerea și susținerea tinerilor fermieri și a altor noi fermieri și facilitarea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor în zonele rurale.